În această perioadă, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung găzduiește o expoziție dedicată împlinirii a 349 de ani de la nașterea cărturarului Dimitrie Cantemir. Cărțile ce poartă semnătura acestui prestigios om de cultură, cât și cele care vorbesc despre viața și opera sa, pot fi consultate și studiate de către publicul interesat. Domnitor al Moldovei, într-o perioadă de frământări politice, autorul descrierii Moldovei rămâne însă în istorie ca cel care a pus bazele curentului umanist în cultura română. Cu studii făcute la Constantinopol, prieten cu mari gânditori ai Imperiului Otoman, sfârșește ca și consilier al țarului Petru I al Rusiei. În această săptămână, în cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung, expoziția de publicații este dedicată cărturarului și domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir, născut pe 26 octombrie 1673. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai umanismului românesc, a fost un de seamă cărturar, dar și domnitor al Moldovei. Fiul al domnitorului Constantin Cantemir a ajuns la partea otomană ca și garant al loialității domnitorului față de sultan, și apoi a fost în frunte armatei Moldovei, însoțind armata otomană în campanie ieșuată din Ungaria. Acesta a fost martor al înfrângerii otomanilor, conduși de Mustafa al II-lea în luptele de la Petrava și Zeta de către trupele Imperiului Austro-Ungar, ocazie care a început să-și dea seama de fragilitatea Imperiului Otoman. Astfel l-a determinat să încheie o alianță cu țarul Petru I al Rusiei la Lutsk în 1711, însă armata rusă sprijinită de trupele Moldovenia a fost înfrântă în bătălia de la Stănilești din 1711, astfel că fugindu refugiindu-se în Imperiul Țarist. Despre Dimitrie Cantemir, acesta a studiat la Academia Patriarhiei Economice Ecumenice din Constantinopol, limba latină, limba greacă, geografia și astronomia și s-a preocupat de literatura și religie islamică, studiind în același timp limbile turca, persană și arabă. A fost un adept al modelului absolutismului luminat al lui Petru I și s-au opus de asemenea dorinței boiei, marilor boieri moldoveni și a subjugării țăranilor din, din țara sa. Însă numai înfrângerii de la Stănilești a trăit ultimii ani vieții sale în Rusia, fiind consilierea lui Petru I, perioada în care începe să-și să desfășoare activitatea de scriitor, realizează o serie de hărți ale Mării Caspice, realizează o tipografie cu litere mobile, cu litere persane în Rusia, devine membru al Academiei din Berlin și printre lucrările sale remarcabile menționăm aici de Moldovei, istoria ieroglifică, istoria moldovalah Moldovalahă sau Hronicul vechimii română Româno-Moldovlahilor. Rămâne un, un dintre importanți istoriei și literaturii române. În afară de opera sa, care aduce o importantă contribuție la dezvoltarea umanismului european, Dimitrie Cantemir este printre primii cărturari care demonstrează științific latinitatea limbii române.